S-au pus plâns mulți prin comentarii că este formatul de filmare prea lung, că poate stereotip se repetă totul, așa că astăzi o să avem o abordare puțin mai inedită și invit în scenă pe un coleg de breaslă, care zic eu că e mai priceput pe electrice decât mine, pentru că și deține una, a treia de fapt electrică, are un canal dedicat pentru mașini electrice numite Codrive, la care vă invit să vă abonați cu mare drag. Și astăzi o să prezentăm împreună o mașină electrică și cred că ar trebui să iasă ceva interesant, pentru că eu sunt omul detaliilor, el este un om care deține și a deținut mașini electrice și asta înseamnă că are experiența posesorului din spate și de asemenea a și testat multe alte mașini electrice. Cred că am dreptate. Salut. Da. Cu sunetul ne-am descurcat destul de bine, el are niște lavaliere puțin mai interesante decât ale mele. Aceeași firmă, dar cu două microfoane, așa că ar trebui să auziți un sunet ok. Însă Sorin Ovidiu Vântu nu cooperează. Da. Și s-ar putea să auziți anumite fâșii, dar până la urmă echipamentul e de bună calitate și am încredere în el. Păi e foarte simplă povestea. Astăzi este luni, nu mai știu exact ce dată, dar vineri am luat o Corsa termică pe care am filmat-o și care probabil a apărut deja pe canal. Și am dus-o înapoi și am zis să iau și modelul electric încă o dată, pe care l-am mai filmat într-un stil din ăsta foarte detaliat, tehnic. Și am zis că e imaginea la cald, să spun așa, pentru că identică este din punct de vedere aspect și interior, dar pe parte de platformă n-are nicio legătură. Și acum o să o prezentăm așa, interior, exterior, sumar, și o să stăm mai lejer de vorbă, inclusiv la partea de test drive. Nici nu știu exact cum să fac, că știți cu toții că vorbesc mult. O să fac o mică introducere tehnică ca să înțelegeți despre ce e vorba, cât costă și pe urmă dăm drumul amândoi la vorbe. Mașina asta, așa cum o vedeți în filmare, are niște prețuri variante pentru că depinde de nivelul de echipare. Este o singură configurație mecanică de 136 de cai și 260 de Nm, tracțiune față și 5 niveluri de echipare, prețurile fiind între 31.500 și vreo 35.000 de euro, din care scazi ecobonusul Rabla, care e undeva aproape de 11.000 de euro. Ceea ce înseamnă că această Corsa E, mai slab echipată și fără dotări, este cea mai ieftină mașină electrică care poate fi numită mașină. Adică ai și tu 4 locuri, 5 teoretic, da. 4 uși, un motor cât de cât, o baterie de 50 de kWh, care înseamnă că ai o autonomie electrică de cel puțin 300 de km, are pompă de căldură și genul ăsta de dotări pe care le are și o mașină normală. Adică nu faci rabat de la ce înseamnă un infotainment ok, ai dotări de confort, climatizare pe una sau două zone, ai trapă opțional, chestii de genul ăsta pe care le puteți vedea și voi pe configurator. Realmente genul ăsta de mașină poate să te ajungă și sub 20.000 de euro, ceea ce pentru electrică este un best buy. Sunt și alte mașini din gamă cu prețuri mai bune, dar nu sunt la fel de multă mașină. De exemplu, ai Fiat 500, care e bun pe parte de electric, doar că are doar două uși. Renault Zoe e mai de piețar curier, pentru că e o mașină mai spartană. N-am nimic de reproșat ei, dar nu ai confortul pe care l-ai într-o mașină din asta, iar alte electrice mai ieftine, precum Smart-ul sau Spring, nu fac parte din același segment. Acel Smart electric nu este atât de bun pe parte de autonomie, e o mașină mult mai mică. Spring-ul e ok dacă vrei să te deplasezi de la A la B, am făcut și o prezentare detaliată a unuia, însă, din păcate, eu personal nu mă simt confortabil cu ideea de a conduce acea mașină într-un trafic haotic. Dacă, Doamne ferește, intră unul în tine, s-ar putea să nu fie prea plăcut. Poate este o preconcepție, nu vreau să trec prin asta, sper că niciunul din voi care aveți Spring n-ați trecut prin chestia asta, dar e clar că nu e o mașină la fel de sigură ca una din asta. Așa, în linii mari, cam asta ar fi mașina. Și tu ce părere ai despre ea? Că sigur ai testat-o întreb. Da, am salutare. Da. Așa, de început. Am testat-o, cred că acum un an și ceva, când a fost lansată prima dată. Nu de la ei, dar am un prieten care și-a cumpărat una. Da. Și el s-a oferit să mi-o ofere. Eu eram foarte curios să văd care e diferența între Opel și Peugeot E208. Că de fapt exact, erau aceeași mașină. Exact, că și asta e o nuanță, pentru că e platforma CMP1. Și m-am gândit, exact, și m-am gândit, ok, hai să vedem, sunt diferențe suficient de mari încât să fie două mașini diferite sau practic e aceeași mașină și doar, nu știu, un pic diferă forma. La momentul respectiv ai spus acum best buy. E singurul video pe care l-am făcut și am scris pe el best buy. Da, deci chiar ăsta e best buy, tău, într-adevăr, da. Pentru că în afară de toate lucrurile astea pe care le-ai spus, cu
dotări, cu opționale, adică nu faci rabat la absolut nimic, mai vine și cu o încărcare rapidă de 100 de kW pe DC. Ceea ce altele nu oferă, da, maxim 50. Maxim, da. 50 și am avut ocazia să testez acum un an și ceva când mergea stația, era o stație de 120 de kW și mergea și a încărcat cu vreo 80 de kW. Ceea ce e bine, în condițiile în care în tot timpul fii cu bateria precondiționată să fie... Am încercat să consum mașina, era vară, să-i consum bateria ca să-i fac testul de încărcare și în video chiar am făcut o plimbare prin București, dar mi-am dat seama că mi-a vreo două zile ca să o consum și singura soluție... Asta e problema mea uneori cu consumurile. Exact, cu consumurile. Și a trebuit să plec până la Ploiești pe autostradă, la viteză de autostradă m-am dus, la viteză de autostradă m-am întors și abia după am putut să fac un test de încărcare cât de cât rezonabil. Coerent, exact, da. Deci e o mașină care poate să te ducă la viteză de autostradă undeva la 200 de kilometri. Deci inclusiv eu am testat, cred că toate electricele de pe platforma asta, mai puțin, ba nu, și Mokai am testat. Că l-am avut și pe ăla, sau nu, nu mai știu. Nu, Moka normal am testat, Moka E1. Da. E același lucru tehnic și aici intervine o mică nuanță pe care nu o văd prezentată în alte părți și inclusiv de la tine o știu. Cine face motoarele astea? Pentru că nu spune nimeni. Vă zicem noi acum, ele sunt făcute de o companie numită Vitesco Technologies, care este de fapt divizia de powertrains automotive a lui Continental. Tot felul de motorașe, actuatoare, ăștia sunt. Și exact același motor va fi regăsit și sub capota unui Hyundai Kona, electric de cel puțin 136 de kW. Asta spune manualul tehnic. Probabil motorul mai mare de la Kona are alt invertor, exact, în sensul ăsta, dar s-ar putea ca fizic unitatea de rotor să fie absolut identică. Deci tot ce înseamnă PSA, grup Stellantis, are această motorizare, mai puțin Fiatul 500 electric care folosește de la GKN, fiind niște britanici, la fel de bun pe treaba asta. Ceea ce vreau să subliniez însă este că sunt setate cumva diferit, adică ai mașini și mai mari din segmentul ăsta și mai mici. Însă ce-mi place la ei că îți dau din start o baterie mare, ceea ce la alți competitori nu vezi. Adică, de exemplu, îmi place Honda e ca mașină electrică, ca feeling tehnic, e un design foarte mișto, total aparte, dar n-are bateria asta. Are una de 35,5, cam așa. E cam mică, asta e problema. Ești cam în oraș. Da, cam exact, rămâi în oraș și în zona limitrofă. Pe când amicul meu care are această mașină, nu fix asta, dar model identic, are 10.000 de kilometri parcurs și a fost în concediu din toată țara, o încarcă fără emoții, adică a primit și un, chiar vorbeam cu el înainte să ajung aici, mașinile au primit un update tehnic în 2021, care mărește autonomia cu 30 de kilometri, și face cumva ambinarea componentelor mai bună, adică gestiunea pompei de căldură, care apropo vine în standard. Și asta înseamnă că poți să conduci mai cu încredere și pot să confirm chestia asta, pentru că vechile pe care le-am testat aveau autonomia cam cu 20 de km afișat mai mic. Are ea niște buguri interesante și le-am observat că, de exemplu, nu ți arată procentul și poți să vezi procentul bateriei doar dacă bagi mufa de încărcare. E un trick. E un trick, de fapt, că evident n-are nicio logică să faci chestia asta în trafic, însă stați liniștiți că ai scara aia de autonomie și vezi clar cât din baterie mai e, doar că e o bară și nu ți arată un procent. Ei au informația cu procentele. Informația există, aia e, da. Dar pur și simplu cred că trebuie un update de soft. Că asta, să zic că nu-mi place la ea, faptul că nu e atât de tehnică pe informații, adică nu ai niște meniuri în care să vezi cât consumă climatizarea, un estimator mai cu multe cifre, așa, în care să vezi tot felul de detalii de eficiență și consum. Nu că lumea ar fi interesată, dar eu testând mașini, de exemplu, m-ar ajuta să știu acele informații. Și... Nu le ai la foarte multe mașini, în afară de Hyundai și Kia, exact, care au datele astea. Nici Tesla nu-ți dă informațiile așa separat, dar mi se pare că pe partea elaltă softul e simplu. E foarte asemănător cu o mașină nici pe combustie. Dar nici nu are buguri. Adică nu au trecut peste limita aia în care să zică hai să adăugăm niște statistice, niște date, ceva și să o greșim. Și ce mai îmi place, climatizarea are taste fizice, că în general la majoritatea mașinilor, cu foarte mici excepții, există niște implementări care sunt problematice, se blochează ecranele și am pățit și eu cu câteva mașini electrice să fie vară și să nu pot să pornesc climatizarea. Nuanțe de genul ăsta, dar în rest e o mașină sinceră și merită de luat în calcul pentru cine are nevoie de o electrică și cine își face planul să treacă la așa ceva. E o discuție foarte amplă pe tema asta, cred că găsiți și pe canalul lui nenumărate podcasturi. Putem să facem o dată o discuție. Probabil o să facem chiar astăzi, dacă tot ne-am întâlnit. Dar ideea este că
nu are rost să fim fanatici. Întotdeauna o să vină unul care o să zică că ALH-ul lui se duce până în Spania și înapoi cu un plin și că e mai rapidă decât una de asta. Așa. Nu pentru genul ăla de oameni sunt aceste mașini, ci pentru cei care chiar își pun problema să facă o schimbare. Și dacă vrei să fii posesor de electrică și te gândești să-ți adaptezi casa într-un anume fel sau mergi în anumite rute și zone unde ai încărcătoare, fie cu plată, fie fără, începe să devină interesant o electrică. Și îmi pun și o problemă, de exemplu, pe viitor, că are o logică să treci pe așa ceva. Clar, la toate rămâne problema prețului, dar cu mici excepții, pentru că sunt situații în care o electrică poate să fie mai ieftină, să primești mai multă mașină pentru banii plătiți. Și mă refer la cea parcată lângă. Da? Nu le comparăm, pentru că fac parte din cu totul două game diferite. Așa că iar am vorbit prea mult? Nu, tu ai dreptate, că trebuie comparate aceeași mașină sau să încerci să compari aceeași putere măcar, nu știu, putere. Da, să fie un spectru, că așa tot timpul o să spui, nu știu care zicea unul, păi da, dar nu prea trage dieselul ăsta, dar 6.3 AMG-ul meu trage. Păi te cred, de 6 ori mai mulți cai, știi? Adică genul ăsta de replică, care nu și-au rost. E o temere din asta cu autonomia. Despre mașini electrice se vorbește 90% despre autonomie și de fapt nu autonomia e problema. Mașina asta, infrastructura de încărcare, pentru că am văzut-o pe pielea mea, am mers cu Peugeot E208, la fel aș fi putut să merg cu asta, deci nicio problemă. Înainte de update-ul, deci de cei 30 de kilometri în plus, de la București până la Jud. Deja vorbim de 200 și ceva de kilometri. Distanța asta, dacă mergi sportiv, mai puțin de 2 ore n-ai cum să faci, zice chiar 2 ore și jumătate. Cu mașină, orice mașină. Fapt, exact, da. Orice mașină, 2 ore și jumătate. După 2 ore și jumătate, este rezonabil să faci o pauză de 20 de minute. Nu e absolut nicio problemă. Timp în care ai putea să încarci rapid. Încarci rapid, și mai câștigi 100 de kilometri, știi? Și adică, momente... de exemplu, la mașina asta pe site se spune că pentru 5 minute de încărcare rapidă ai câștigat o zi de condus în oraș, care înseamnă în medie cam 45 de kilometri. Și e real. Am testat-o și e real. Dar e chestia asta de obișnuință. Câți credeau că o să avem acum telefoane fără taste, acum 15 ani? Exact despre asta este vorba. Exact. Am mulți prieteni care au trecut prin chestia asta. Cum să renunț eu la Nokia-ul meu cu taste Luna din ăla, era 1 miliard de euro unul. Da. Și acum o rupe pe iPhone, cum se spune. Nimic rău în asta. Schimbarea se întâmplă, dar ce am mai zis eu în podcasturi e că mie nu-mi place când e impusă cu forța. Lasă omul nativ așa, dă-i niște fitile ca să vadă tehnologia, dar nu-l obliga. Și asta e o chestiune care, din nou, nu-i vina mașinilor, este chestiune de reglementare și de politică. Așa că eu nu pot decât să fiu bucuros că mă aflu prezența cuiva care mai are tangență cu mașinile astea și că pot să testez tot felul de mașini interesante. Pentru că e mișto să vezi, de exemplu, ar fi două versusuri de făcut. Odată, comparația cu electricele din grup, care sunt Citroenul EC4, care nu e chiar pe aceeași clasă că e mai mare, E208-ul, Mocha E, genul ăsta de mașini, care folosesc platforma asta electrică. Nuanțele sunt de design și foarte puțin de preț. Peugeot este o idee mai scump pentru că are un design interior puțin mai complex, ecrane 3D, chestii din astea. Are niște culori mai interesante, poate fi configurată altfel, dar este cu 2000 de euro mai mult, adică maxim. Iar mai e diferența de formă, pentru că poți să o dai mai spre SUV, mai spre mașină din asta normală. Iar prețurile celorlaltor mașini sunt oarecum tot în gama asta, adică un Fiat 500 tot în segmentul ăsta va costa între 20 și 26 de mii aproximativ prețuri finale. Springul este o baterie cu 4 roți care te duce de la A la B și are un preț sub 10.000 de euro după acele reduceri, dar nu le-aș compara pentru că nu fac parte din același tipic, adică un om care vrea un standard anume nu o să se uite la Spring. Dacă însă vrei strict mobilitate, dovadă că ziceai tu că ai văzut ceva interesant. Da, am un vecin care are un Range, nu-l știu, am trecut pe lângă casa lui, are un Range Rover peste 100.000 de euro și un Spring lângă. Da. Și cu Springul am văzut, că, eu cu Springul văd. Electrica nu e destinată unor oameni anume, adică poate să fie și unii care le iau de curiozitate și alții care le iau de nevoie, cum sunt cei care fac taximetrie, Uber, așa servicii începe, de curierat, dar e interesant. Încep cu un test, încep că acum tu mergi cu ele și le testezi și vezi, începe să-ți placă, pentru că depinde ce categorie comparăm. Dacă comparăm mașinile astea de oraș eficiente, nu putem vorbi despre motoare, știi, sunetul motorului, îmi lipsește sunetul motorului. Nu poți să fii pasionat de 1.5 DCI. Uite, am făcut
Tesla asta, cea termică, la un mers aglomerat de oraș cu claxoane, ai cam 78 de decibeli înăuntru. La asta ai 65, adică e o diferență fonică. Și nu poți să fii, nu poți să fii pasionat de motoarele 1.0 benzină. Da. Adică ce sunet? Nici eu nu sunt pasionat de ele, dar le înțeleg, îmi plac mecanismele, dar nu pot să zic că mi-aș face poster cu un 1.0 sau 1.2, 3 cilindri cu mare mașină. Și acum dacă stăm să le comparăm, al doilea lucru de comparat este Corsa termică versus electrică. Bugetul este în completare, în ideea în care pe unde se termină bugetul standard la o termică Corsa, începe bugetul de electrică. Adică aia se duce cam până pe la 21.000, asta începe de la 20.000. Deci au o foarte mică suprapunere, dar e vorba de dotări. Pentru că e o mașină pe care o poți echipa cu faruri adaptive Matrix, cu diverse tipuri de tapiserii în interior, culori, jante mari, trapă. Chestiile astea au un anume preț. Dar, sincer, îmi place asta mai mult la cum se conduce, pentru că e mai silențioasă, este cu 30% mai rigidă, având în vedere că are bateriile care și antifonează podeaua. Dinamica e clar mai bună față de termică, pentru că ai cuplul ăsta care țâșnește de la zero. Deși trebuie menționat, în funcție de modul de condus, mașina are între 60 și 100 de kW. Adică ai 60 pe Eco, 80 pe normal și 100 de kW, 136 de cai, sunt doar pe Sport, care îți și scade un pic autonomia, dar diferențele din funcționarea climatizării nu se văd în autonomie. Și per total, neavând viteze, pleacă mai ușor de pe loc, este mai silențioasă și strict pe parte dinamică poți să critic o singură chestie, că nu are auto-hold. Și ca să poți să stai la semafor pe... Da. Fără picior pe frână, ai două variante, una cu bani și una fără. Aia fără bani e să scoți cutia pe neutral, care înseamnă de fapt că nu mai bagi curent în motoare, nu că se decuplează ceva pe acolo. Exact. Iar aia cu bani este să iei pilotul automat adaptiv, care are acea funcție de city follow, de slow follow. Și practic când n-ai o mașină în față și îl pornești, mașina va sta pe loc la semafor, doar că trebuie să tot faci chestia asta din volan. Și cam atât ar fi strict pe partea asta dinamică. Dacă toți suntem în față. Se poate, ca ai zis, de partea dinamică, cu puterile diferențiate. Dar poți să lași mașina, poți să lași mașina. Dar aici e o diferență. La un motor termic, modul sport, mers încet prin oraș, o să-ți consume mai mult. Și e neplăcut. Și e oarecum zmulcit. Dar și la asta, că la electrică nu ai nevoie. Mă uitam, am testat Taycan-ul. Exact. Dacă te duci pe turbo, e să ai aproape 800 de cai. Dar tu când mergi cu 100 la oră pe DN-ul, tu folosești 30 de cai, adică n-ai nevoie de toată puterea. Exact. Și eu la toate mașinile astea merg cu Eco. Da, poți să mergi cu Eco, dar dacă mergi cu Sport, orică mergi cu Sport sau cu Eco, dar mergi cu 60, consumul va fi același și e doar vorba de răspunsul pedalii, exact, de accelerație. Exact, cât de repede. Atâta tot. Și dacă tot suntem în față, să vă arătăm și pe aici cum arată. Aici este specialitatea, da, ta. N-o eu mă uit la tine, eu mă uit la tine când vreau să aflu cine a produs detalii. Fiecare... Dar lasă că și eu m-am uitat la el și am aflat la meniul secret de la Kia, pe care n-am apucat să-l știam că există undeva, dar nu... Și o să luăm la first person view aici. Ăsta este motorul de la Vitesco Technologies, care se numește MR3. Înseamnă management integrat pe invertoare cutii de viteze, adică e fix ca o lădiță care conține absolut tot. Cutie de viteze care are de fapt un singur reductor, diferențial, motorul electric, sistemele de răcire, invertoarele și toate cablajele. Adică asta este o singură unitate. Evident, mașina e mult mai complexă de atât, pentru că bateria care îi împodea este și ea răcită cu antigel. Iar acel antigel se amestecă sau își cedează temperaturile cu freonul din instalație. Prin tot felul de schimbătoare de căldură, cum este cel de aici, sunt niște pompe electrice de recirculare. Una aici este și una este undeva în partea asta din față, jos aici. Avem un filtru cu uscător pentru sistemul de aer condiționat care e plasat aici. Mașina are pompă de căldură, care este practic exact ca aerul condiționat de acasă. Este o pompă cu recirculare dublă, adică ea se numește pompă de căldură pentru că mută căldura dintr-o parte în alta. Și asta înseamnă că, spre deosebire de un sistem AC normal, tu în fața mașinii ai atât acel condensator, care este radiatorul de aer condiționat, dar și un vaporizator care face opusul. Și exact aceste două elemente se află și în partea din habitaclu și în baterie. Și asta înseamnă că poți să răcești și să încălzești orice element al mașinii. Motoarele, invertoarele, bateria, habitaclu, chestii de aer condiționat dus la un alt nivel.
Și ideea este că o baterie când funcționează generează căldură. Era păcat să nu folosești acea căldură, așa că tu acum la cât sunt afară, nu știu, 5-10 grade, ai suficientă căldură în baterie care să fie colectată și vărsată în cabină. Și automat nu e un consum, pentru că deja se află căldura în perimetru mașinii și pompa doar ți-o mută dintr-o parte în alta. Apar anumite situații de consum, dacă afară sunt 40 de grade, tu n-ai frig nicăieri și ca să-l faci folosești acea inversiune termică. La rulote știu că era așa. Da. La frigiderele de rulotă puteai să faci rece cu flacără. Adică ai arzător la frigider. Și este sistemul ăsta de sublimare, când trece din solid dintr-o stare în alta, dintr-o stare în alta se schimbă cedarea termică. Mai pe românește, când se dă melteanul cu spray, simte rece. Dar recele ăla nu e din spray, este din faptul că gazul acela se schimbă presiunea și starea și automat există un transfer termic. Cam ăsta ar fi sistemul de pompă de căldură. El evident, el e mult mai complex de atât, are tot felul de tubulaturi, filtre, cablaje, pompe, dar în linii mari cam asta este funcționarea. Și asta înseamnă că pompa asta poate să răcească și să încălzească când trebuie orice element. Suplimentar, mașina are și un PTC, adică o aerotermă clasică, în cazul în care pompa asta nu ajunge să funcționeze sau nu e în regimul ăla termică. Una e să vrei să faci, de exemplu, rece când afară sunt 40 de grade, exact. Și alta e să vrei să faci rece când afară sunt 20 de grade, dacă ești mai cu transpiratul. Pompa muncește mult mai mult să facă rece de la 20 de grade decât de la 40. Are o diferență din asta de funcționare foarte ciudată. Și așa, ca să rezum, motorul este un sistem clasic cu magneți permanenți în interior, adică el se numește Permanent Magnet Synchronous Motor în engleză. Este exact ca un motor de jucărie electric care are un stator, adică partea fixă, cu niște fire bobinate ca niște împletituri, care generează acel câmp electromagnetic trifazat, care e rotativ. Nu se mișcă fizic nimic în el, ci doar calculatorul rotește acel câmp. Iar partea din interiorul motorului este rotorul, care e conectat la o treaptă de reducție și un diferențial. Și în momentul în care mașina înaintează, de exemplu, bateria are un voltaj, probabil vreo 300 și ceva de volți, cam așa, acolo, spre 400 chiar, da. Exact. Ea are plus minus, deci sunt două faze, curent continuu. Invertorul mașinii, care se află undeva în zona asta pe motor, primește prin cablajele astea din spate plus asta și minus de la baterie, undeva colorate, ale acolo, da, colorate, colorate. Tocalii, și schimbă din curent continuu pe două faze în curent alternativ trifazat pentru motor. Și se numește sincron acel motor pentru că pur și simplu se rotesc acele câmpuri electromagnetice cu o anumită viteză și există o sincronizare între viteza de rotație a celor câmpuri și rotația, viteza de rotație efectivă a acelui rotor. Prin comparație, motorul de Tesla cu inducție funcționează în total alt stil, tot cu curent trifazat, dar nu intrăm în acele detalii pentru că nu sunt pe acea mașină. O să le explic atunci când voi filma o Tesla, ceea ce se va întâmpla în curând. Da. Da. Și practic, el înaintează spre față sau spre spate prin schimbare de polaritate, nu ai treaptă de marșarier. Exact. Invertorul ăsta face însă mai multe chestii de atât, pentru că, de exemplu, bateria are 400 de volți, motorul funcționează pe alt tip de voltaj, trifazat, deci odată traduce curentul din continuu în alternativ. Pe urmă, pompa de căldură și aia are un motor trifazat, invertorul ăla traduce și pentru pompița aia de căldură mișcarea respectivă. Mașina are și o baterie pe 12V care se ocupă de ștergătoare, frâne, faruri, infotainment, geamuri electrice, așa că nu ai alternator pe curea ca la o mașină normală, n-ai avut motor termic, deci există un convertor care coboară de la 400V la 14V pentru a putea încărca sistemul de 12V al mașinii. Și mai este un secret pe care trebuie neapărat să-l știți la configurarea unei mașini electrice. Este cea mai importantă extra opțiune a unei mașini electrice, părerea mea, dacă nu se află în standard. Da, încărcătorul de bord. Exact, on board. Aceste charger mașini vin standard cu un încărcător de 7,4 kW monofazat. Traduceți voi cât înseamnă să bagi 50 de kW în baterie, mă rog, 40. Multe ore, da. Să zicem 8 ore, 7-8 ore. E, da. Această mașină, pentru un preț de 300 și un pic de euro, vine cu un încărcător de bord trifazat de 11 kW, care încarcă pe 3 faze, nu pe una singură,
Și înseamnă că încarcă mult mai repede, adică poți să cobori la jumătate timpul de încărcare. Ciudat este că pe Peugeot e mai ieftin, undeva la 280 de euro, pe Corsa e cam 370, mici diferențe de nuanță, dar îți salvează foarte mult timp din încărcarea mașinii. Pentru că mașina asta poate fi încărcată în două moduri, trei de fapt. Ori de la stație publică cu curent continuu, direct în baterie, până la 100 de kWh, deci teoretic în jumătate de oră ai încărcat-o toată, standard 50 de kW pe versiunile mai slabe, și cu curent Type 2, alternativ, care presupune că bagi direct ce vine din rețea. Problema e că în situația respectivă, ca voltajul continuu să ajungă în baterie, trebuie să treacă prin invertor, prin încărcătorul charger, de bord, de fapt, prin charger. Și aici apare limitarea. Degeaba stația aduce, să zic, 40 de kW, când încărcătorul acceptă maxim 7 sau 11. Doar valoarea maximală a încărcătorului se poate duce în baterie. Și de aceea curentul continuu e mai rapid, pentru că e deja în starea în care îl acceptă bateria. Cât de mare e voltajul la pe care poate să-l ducă bateria, ăla este, aia e puterea maximală. Și asta înseamnă că duce 100 de kW teoretic. Știi ce trebuie să recunosc? Că de obicei încărcarea AC acasă, da? Da, e mai sănătoasă pentru baterie. E teoretic. Sănătoasă, teoretic, dar cel puțin într-o 100 de mii de kilometri. Hai, 150 de mii de kilometri, n-am văzut diferențe mari. Dar ce e interesant e că acasă, de 3 ani de zile, încarc și Kia și Tesla la priza normală, care îmi dă 3 kW. Tu te duci acasă și asta e a treia metodă de încărcare, asta vreau asta, să zic. Asta simplă, adică să zicem că ai făcut greșeala și n-ai luat un board charger ăla de 11 și ai rămas cu 7, de cele mai multe ori încarc cu 3. Nu și eu ce-am văzut pe alte pentru canale... Pentru că oricum, dacă încarci rapid, ai deja, bateria acceptă blană, adică n-ai nevoie de încărcătorul de bord la ăla e mediu, să spunem, deci fie încarci super rapid cu 100 de kW, fie acasă mai lent. Și am văzut de foarte multe ori pe alte canale de YouTube prezentate această mașină cu 2 kW, se încarcă în 26 de ore. Și lumea nebunește, cum 26 de ore, păi ce fac, nu folosesc mașina ziua următoare. Realitatea e alta, ajungi seara la 8, și n-ai bateria complet descărcată. Normal, să presupunem că e descărcată. O încarci și a doua zi, când te trezești, ai 150 de km autonomie. Dacă suficient, nu faci... pentru o zi, exact. Suficient, adică cine merge prin oraș, nu știu, corect, 50 de km, 100. Deci nu prea contează în câte ore se încarcă. Dacă se încarcă în multe ore, înseamnă că e mare bateria, e bine. Da. E ok. Deci... Și a treia variantă este încărcarea de la priză domestică, exact ca un telefon, cu... Da. Adaptorul mașinii, care 2, evident 3. E de putere de maxim 2 între 2,1921, cam așa, și 3,6. El tehnic poate să ducă 7,4, dacă poate să tragă dintr-o priză atât. Eu zic că am acoperit subiectul ăsta cât se poate de detaliat. Și ar mai fi niște chestii interesante pe care le-am observat. Mașina, evident, frânează regenerativ, adică tu, în momentul în care ridici piciorul de pe accelerație, motoarele încep și produc, motorul în cazul ăsta, produce curent, trece prin toată schema asta invertor până în baterie și încarcă bateria. Așa că în foarte puține situații ajungi să folosești plăcuțele de frână la această mașină. Totuși, la o frânare de urgență, când apeși pedala mai tare, intră și plăcuțele. La o apăsare ușoară de pedală de accelerație, în mod normal, doar frânează regenerativ. Așa că mașina asta are o abordare simplistă, are sistem de frânare convențional cu vacuum, se poate vedea tulumba aici, iar acest furtun duce la o pompă de vacuum electrică, care se poate vedea în prinderea asta de aici. Și aici poate să apară niște situații în viitor, pentru că, de exemplu, pompa asta este pusă pe un set de rulmenți ca să aibă o posibilitate de joc. Motorașul, când pornește, are o anumită inerție și plus de la șocuri trebuie să nu transmită în ax. Mă gândesc dacă cumva sistemul ăsta, peste 10 ani sau cât o avea mașina, are un joc mai mare, s-ar putea să mai frece cablajele astea pe aici, să mai apară niște situații punctuale. Știi, dar cum, cam cum e și la Volkswagen cu frânarea pe... Da, pe asta spate, am observat pe tamburii respectiv. Exact. Da. Folosești puțin frână. Probabil că da, plăcuțele... ea nu merge tot timpul, știi? Și de-aia nici nu o auzi. Și Mercedes are exact același sistem, pentru că e mai simplu. Gândiți-vă totuși că mașina asta este făcută pe o platformă care e predominant motor termic. Nu e o mașină care a fost gândită să fie electrică din fabrică, ci să fie electrificată. E o diferență. Da, știi? Exact. Adică ea a început, din start s-au gândit că o să pună motor electric, dar trebuie să recunoaștem că are un setup convențional, adică motorul în față, nu-i tracțiune spate. Exact. Are clar aspectul identic cu una termică, are grilă,
ceea ce nu se întâmplă la multe mașini. Adică inutilă, dar e fix pentru o mașină termică și atunci e mai ieftin să păstrezi bateria în habitacul ăsta, motor, sistemul de frânare convențional, vasul de antigel ca la una termică. Dacă deschizi capota la o Tesla pe lângă că nu vezi motor, nu vezi nimic. Și sunt altfel repoziționate acele componente. Și așa că nu văd un minus sistemul ăsta de frânare. Și interesant de știut, probabil că mașina asta, primul set de plăcuțe de frână, nu schimb sub 150.000 de km. Că n-ajungi să le folosești. Și aici chiar apar alte probleme din ce am citit, pentru că sunt folosite atât de rar, se cam gripează etrierele. Se gripează etrierele și ruginesc, adică e bine să mai frânezi, din când în când, pentru că, de exemplu, am testat Volvo XC40 electric și la orice apăsare de pedală la început intră și plăcuțele. Tătuse mașina pe loc și se auzea sunetul ăla, vum, 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 când freca pe disc. Așa că, da, e destul de convențională pe partea asta. Și Volkswagen, de exemplu, a început progresiv de la pompă de vacuum mecanică pentru mașinile termice, a trecut la exact același sistem cu pompă electrică, iar de vreun an l-a eliminat complet și a trecut pe booster complet electric, adică are un piston controlat de niște motorașe electrice, nu mai necesită vacuum. Pentru că unele firme au frâne combinate, blended brakes, în care parte din cursa pedalei de frână este regenerare. După un punct începe partea mecanică și acolo e secretul, să faci îmbinarea progresiv să nu se simtă. Ci că la Continental i-a luat 10 ani să facă un reglaj pe Alfa Romeo, de exemplu. Frâna... Se mai întâmplă un lucru care uneori poate să fie ciudat. Ești în frânare regenerativă și ei treci peste un dâmb. Au pățit o mai... În momentul în care ai trecut peste dâmb, roata se desprinde de la sol și se anulează frânarea regenerativă. Și ai un hop. Și ai o senzație de accelerație a mașinii. Da. Mașina practic se accelerează fără să-ți dai seama și apoi te sperii și calci mai tare. Și apeși mai tare. Asta, problema mea cu frânele astea recuperatoare este că ai o deconectare și când apeși mai tare pedala, ai impresia că nu ține, apeși mai tare și pe urmă ține prea bine și muși din volan, cum se zice. Dar e bine integrat. Da, adică mi se pare, în condițiile date, nici n-avea rost să facă în alt sistem. Era mult prea complicat să facă două sisteme de frânare complet diferite. Tesla, de exemplu, nu are frâne combinate, adică la apăsarea pedalei de frână, întotdeauna se vor mișca și plăcuțele, pe când n-ajungi să faci chestia asta că ai one pedal-ul și modurile mult mai eficiente de recuperare. În general, la o electrică, cum este și aceasta, nu prea apeși pedala de frână la un trafic normal. Cred că poți să recuperezi mai bine faptul că ai și B și drive, ai două trepte de recuperare. În anumite, la viteză mică și când chiar vrei să fii hiper, super eficient, sau cum e la Kia cu padelele, poți să fii mai activ din ele. Da. Te joci activ din ele și poți să fii mai eficient decât la Tesla. Tesla are regenerare full și se ocupă ea de face ea toată gândirea, dar e brutală regenerarea, sau zero. Și când e zero, e zero. Da, exact. Păi, cam asta ar fi capota în linii mari. Aș putea să mai menționez un secret interesant. Chiar dacă motorul ăsta are același rating de putere și cuplu, 136 de cai cu 260 de Nm, în funcție de mașina pe care e montat, are mai multe rapoarte de demultiplicare în acea transmisie cu o treaptă, reductorul ăla. Poate să aibă între, nu știu, 9 la 1 și vreo 12 la 1. Că dacă îl pui pe un SUV mai măricel, transmite altfel rotația la rost. Poți să ai jante mai mici, mai mari și evident de acolo se joacă diferențele astea. Păi, destul cu asta. Să vedem și pe interior cum stă. E o mașină totuși convențională și deja am prezentat Corsa ca vehicul. Și nu cred că e o noutate de cum arată. Designul mi se pare drăguț. În primul rând că poți să pui două tonuri de culoare plafon. Și îmi place că este vopsea, nu e colant. Ceea ce în trecut nu se întâmpla pe anumite mașini din grup. Farurile pot să fie mai mult sau mai puțin interesante. Astea sunt cele LED simple. Mai există însă farurile LED Adaptive Matrix, care au tun din ăla în partea asta de aici. Dar per total e o mașină cu design drăguț, jante până la 17 inch cu diverse desene. Are cam 1600 de kg, evident mai grea decât o termică, având în vedere bateria și motoarele. Și asta înseamnă că și șasiul e mai rigid. Da. Dar sunt suspensiile modificate pe parte de tărie și față de termică puntea spate este mai lată cu câțiva centimetri și anvelopele sunt mai late pentru că e o mașină cu alt centru de greutate, alt ampatament. La portbagaj e destul de directă treaba. N-are un litraj foarte mare fiind o mașină subcompactă. Asta este încărcătorul de telefon, cum s-ar numi. Da. Care asta e de casă.
Se poate pune chiar pe perete, are aceste prinderi și aici ai diverse moduri de funcționare, ți arată pe acolo ce și cum. El în principiu duce cam 1,8, 1,8 maxim, da, zic. Poate să ducă, cred, cel mai mult, uite, intrare maxim 8 amperi și avea undeva ieșire pe acolo. Dar cert este că dacă îl pui la o priză normală, nu o să vezi mai mult de 2,1 kW. Cam acolo, 2 kW. Ceea ce îți face treaba. Oricum, cred că un proprietar de electrică nu o să folosească neapărat acest încărcător, pentru că deja cine are așa ceva, mă gândesc, acasă, are un wallbox. Băi, cât să știi de că cât nu l-am folosit. Eu n-am folosit. Deci folosesc pe ăsta, da. Adică îl pui undeva acasă și când ajungi îl încarci ca pe telefon. Și aici dedesubt, astea sunt niște mici măsuri de cost, nu are o balama, pur și simplu bagi mâna în partea asta. Ai o zonă unde poți să depozitezi niște chestii. Părerea mea e că eu aș scăpa de plasticul ăsta și aș pune încărcătorul în partea respectivă. Sau e mult mai eficient. E mai eficient. Spătarele se pliază, deci e o mașină normală din punctul ăsta de vedere. Nu excelează la partea de loc în spate, fiind o subcompact, adică hai să nu avem pretenții de Skoda Superb, Passat, Opel Insignia, că nu ai cum. Și dacă mai ai și 120 de kg în viu, cu atât mai puțin să încap, dar oricum, e o mașină gândită, uite, poți să duci copiii la școală. Eu nu prea-s copil, așa că uite, aici ar fi, de exemplu, și nici nu mergi la școală. E mai complicat să intri în ea, dar odată ce ai intrat, stai destul de ok, poți să ridici și tetiera cu umărul printr-o mișcare care seamănă cu vomitatul, așa. Și cam ăsta e nivelul. Scaunul ăsta e și foarte în spate, dat peste montantul B, dar nu pot să zic că e incomod pentru o plimbare cred urbană. Cred că totuși de... e cam în spate dat. Ia. Da, adică dacă te pui la... Nu cred că ai sta neapărat atât de nu, în spate. Nu, aș un pic mai în față. Ce problemă au scaunele astea? Că n-au reglajul ăla de față. Să ridici șezutul din partea din față. Și dacă ești mai lung în picioare, n-ai altă variantă decât să-l dai înapoi și să-l ridici. Caz în care, evident, îl mai acoperi pe ăsta din spate. Două prize USB type normal de ăsta, nu type C. Iar fațeta de ușă este cu plastic tare. Aici ar fi o critică că faci bube la coate. Dar nu știu cât o să stea în spate foarte multă lume. Adică un copil maxim ar sta. Și copilul nu are drepturi. Dar el trebuie să accepte ce zice părintele, glumesc, evident. Și aici, de asemenea, este o zonă cu plastic scobit. Dar centura nu bate pe plasticul, o lasă direct pe banchetă. Tapiseria e din vinilin plus textil și tetierele astea au o scobitură ca să fie lăsate să poți să vezi cât de cât ok în partea de lunetă. Hai că vin și la volan și mai arătăm și pe acolo softul și facem o probă de drum. Dacă tot s-a pus Ciprian la volan, ia să vedem. La pasager aici, uite, cam așa e locul. Da, e suficient. Noi suntem cam de aceeași înălțime, adică asta e poziția 1,80. Eu zic că la genunchi chiar nu-i problemă, e scobită ok. Nu, e ok. Îmi place că n-are piano black-ul la mega glossy. Este o chestie lucioasă aici, dar nu e un pic mai gri așa. E o dă mai în mat așa și se vede și pe partea asta. Față de ușă tare, acum la bugetul ăsta nu prea avem pretenții. Dar are un desen drăguț și măcar partea asta, uite, aici e moale, de exemplu. Deci puteau să pună și în spate un petic din ăsta, mai ales că e moale, da. Echipată mai bine mașina asta. Dar cam atât. Chiedere, pare că se închid bine. Tot timpul mă distrez la filmări aici. Am văzut atâtea bascule rupte și băi de ulei sparte că nu mai pot să le număr. Da, iar uite ce mai îmi place, chiedere și în partea de jos. Și jos în partea asta aici, deci asta înseamnă că fiind izolată nu se va murdări aici, că inevitabil vei atinge așa când vei urca în mașină. Cam atâta. Iarăși față de termic observ o diferență, podeaua la scaun puțin mai înaltă ca să încapă bateriile, dar per total ca habitaclu nu ai o diminuare din asta de volum. Te cam întins după ușă. S-o ridici, asta este habitaclu, cabina, cum vreți să-i spuneți. Aici aș avea două critici și cred că le pun pe seama problemei de semiconductori. Nu există în configurator și nici n-am văzut pe mașinile astea noi de test scaune încălzite și volan încălzit. Dar ele există, pentru că încălzirea în scaune ar fi fost pe butonul ăsta de aici și încălzirea în scaune pe aceste laterale. Pe jole are, de exemplu, dar nu știu dacă sunt disponibile, propriu zis. Încărcătorul wireless în partea asta de aici.
La Peugeot iarăși ai două mufe de USB, nu una singură cum e aici, adică ai și Type-C și Type-A, dar ai priză de 12V și e totul în regulă, să zic așa. Cam atât. Dacă față de termică pornește mai ușor contactul, nu trebuie să ții lung apăsat, pleacă direct. Și cam ăsta ar fi bordul, un bord electric prea simplu, zic eu, pentru cine are pretenții de premium. Adică da, n-are ceasuri. Ai da, o... n-are ceasuri, n-are. Dar și partea asta, să zicem. Asta, da, la fel. Pentru că aici sunt tot felul de marturi, de check engine, ca și astea check engine, da, și multe alte chestii. Dar e eficient, pe de-o parte. Dar e, ai informația livrată, nu poți să zici că nu vezi. Adică el se controlează de la aceste manete, pe jos are tastele pe volan și ai diverse cicluri. Pe aici, de exemplu, cadranele, care e unul singur, îți arată turație, mă rog, viteză, că n-ai turație la mașina asta și poziția schimbătorului. Ai posibilitatea de a pune navigația, asta e bine, pentru că la alte mașini nu poți să faci da, chestia asta. Și asta este mașină echipată cu Navi, Corsa termică nu l-avea, deci trebuia să conectezi telefonul. Iar următoarele ecrane sunt un personal 1 și 2, unde poți să spui, nu știu, muzică sau computer de bord. Și aici, uite, e o chestie pe care am criticat-o, dar se pare că nu trebuia. Ai consum de accesorii, adică, de exemplu, în acest moment, dacă eu dau drumul la climatizare. Da, dar vezi, uite, aceeași chestie. Nu se actualizează, probabil. Deci, ba da, uite, da, abia acum. E. Deci, practic, crește bulina aia și îți arată că, pornind climatizarea, ai început să ai un consumator suplimentar. Da, dar vezi, da, nu știu cât e. Cât nu e. Știi, nu-ți arată, cât? Da. E mai mult sau mai puțin. Da. Noaptea e mai frică afară. Exact. Da. E, dacă porne, de fapt, aia ce spune. Dacă tu pornești clima, consum mai mult. Da, ceea ce știam deja în principiu. Exact. Da. Și la fel, uite, aici da, nu-ți arată procentele, îți arată doar kilometri. Și da, ajungi foarte mult să uite, meniul energie, de exemplu, îți arată faptul că ai fluxul ăla de baterie. Uite, de exemplu, acum dacă selectezi marș arier și încep și o mișc, îți arată că începe exact și merge, știi, și se există fluxurile alea acolo exact în desfășurare. Dar nu ai niște cifre concrete să-ți spună autonomia, ai doar gradația respectivă. Și acum, dacă am pune mufa de încărcare în vrei spate... Vrei să fac testul? Da. Hai că mă duc eu să fac testul. Pornită. Și în momentul în care... Trebuie să oprești motorul. A, de fapt, da. Gata. Două secunde. Gata. Și eu acum doar conectez cablul Type 2, fără să-l pun într-o priză sau undeva. Și gata, l-am conectat. Ia să vezi. Și acum a apărut, că ea practic nu se încarcă, dar recunoaște mufa și ți apare procentajul din baterie. Și așa aflu și eu că pentru 20 și ceva de kilometri parcurs am mers cu 7% din autonomie, exact, cu ce am regenerat. Era mișto să ai totuși informația asta disponibilă. Dacă ai un OBD2, o rezolvi fără probleme. Asta e ce ar fi. Și revenim la bordul nostru, da, deci personal 1 și 2 sunt doar niște afișaje din astea de consum. Iar ce mai are ăsta de conducere sunt pilotul automat, funcțiile astea de lane assist și toate cele. Și computerul de bord, care e destul de direct, calculator. Și aici ai două tripuri care pot fi resetate individual și un consum instant. Aici la fel puteau să pună, nu știu, mai multe detalii, grile, regenerări, chestii din astea, deși le ai pe bara aia de eco pe acolo. Până la urmă își face treaba, dar da, din păcate la genul ăsta de ceasuri, la termică e problemă, că uite, turometrul nu e sub formă de ac. Și parcă nu-i simți dinamica, știi, nu vezi cum turează. Dar la electrică ar fi interesant să spun și la electrică turometrul, să pună... vezi cât se mișcă. Cu o aplicație OBD din aia le faci pe toate. Iar ecranul central este unul tot așa simplu, care... are niște modificări. Înainte avea butoanele fizice de scurtături, acum sunt tactile pe lateral. Sunt mai multe variante. Ori trei degete și intri într-un meniu principal de unde ai toate aceste scurtături, sau le iei pe fiecare în parte. Dacă dai pe mașinuță, ai niște funcții de conducere, de exemplu traction control, iarna, dacă vrei să faci balans sau ceva, te ocup de aici, și reglaje de vehicul, care înseamnă lumini interior, exterior, ca la spălătorie. Exact. Follow me home, toate bălăriile alea. Dacă ai rotiță implicit, ai și reglaje, și mai este ăsta de confort, care ține de ștergător când ai cu spatele, deschiderea din cheie, în funcție de echiparea mașinii, ai tot felul de dotări pe aici.
Și siguranță, aici umblu tot timpul, frânarea automată o dau să intre cât mai târziu. Da. Pentru că mă enervează să, adică vreau eu să dețin controlul, nu să frâneze ea singur. Oricum, dacă dai să bușești pe cineva din față, nu o să te lase. N-am încercat, dar mi-a frânat de câteva ori singur. Indicatoare rutiere afișate pe ecran, nivelul ăla de atenție conducător. Aici mai are posibilitatea de a conecta pe cablu Apple CarPlay, Android Auto și se vede full screen. Și la Corsa termic am arătat chestia asta. Și aici ai aplicația de energie, mare aplicație care de fapt îți arată graficele astea. Aici o statistică. Asta pe... eu nu înțeleg. Da, e pe ultimele... eu cred că își luau amendă dacă nu o puneau. Și da, e băgat, e compliance. Și la încărcare poți să programezi, de exemplu, încărcările astea. Iar aici ai scurtătură pentru zona asta de aplicație. E bine, că dacă vrei să vezi pe ecran, eu așa am mers cu diagrama asta. Navigația mașinii pentru care așa ceva este funcțională. Are și modul LTE conectat la net, își trage anumite informații, dar nu e așa SF high-tech. Setări suplimentare de limbă, ecran, le vezi în partea asta, ai niște profile și niște rubrici unde poți să setezi, de exemplu, panoul de bord, adică e destul de direct partea asta. Iar climatizarea, să zic, are o singură critică la parte de butoane, nu are posibilitatea de a regla direcția jetului de aer din buton. Poți însă să faci chestia asta dacă apeși meniu. Ai selecție în partea asta pe aici, dar nu știu, da. Te duce la ecran, adică dacă vrei la picioare acum din buton, nu te lasă, doar de aici. Și deși e o singură zonă clima, poți să reglezi temperatura din ambele părți. Ea poate să aibă și climă pe două zone, dar rămân butoanele astea la fel. Și aici ar fi fost încălzirea în scaune, care mi se pare neapărat necesară la o mașină electrică, pentru că e mult mai rapid efectul și la termică de altfel. Până se încălzește motorul, până... Ai niște momente din astea în care poți să mergi chiar cu volanul încălzit și cu scaunele fără să mai pornești căldura. Da, sunt adică multe e suficient. Momente. Și uite, vorbeam cu PR-ul de la Toyota, că Toyota o să bage pe modelele electrice un radiator aici electric, care să-ți radieze pe pulpe. Nu e rău să știi. Și e foarte mișto ideea că de acolo ai senzația de frig de multe ori. Poți să ai geacă groasă, dar să fii în pantalon scurs sau blugi, da. Nu știu, ai și la alergat ceva. Păi până se încălzește mașina, până dai aer. Forțe sistemul de climatizare degeaba. Aici, în funcție de dotări, sunt mai multe butoane, senzori de parcare, VSP-uri, chestii, tot felul. Aici e la minim și acest castravete e schimbătorul specific pentru PSA. Dacă e mașină manuală, are și mod manual. De aici frumos reglezi vitezele și funcția de parc. Cele trei moduri de condus, îmi place butonul ăsta, că aici e plat și aici e ridicat, știi? Adică da, gen da, sport da. E în sus. Și normal e compartea asta de jos, cu frână de mână electrică, suport dublu de pahare, cotiera e din vinilin și are și o funcție de deschidere pe aici, cu un spațiu de depozitare, se reglează asta pe înainte. Asta te ajută în mers, dacă ții piciorul pe frână. Da, are, de exemplu, niște chestii interesante, ca să treci din drive și B. Atât faci. Da, adică nu trebuie neapărat să, uite, poți să o scoți pe liber fără siguranță, dar nu poți să... A, ba, da, uite că merge între și fără, dar mi se pare că dacă stai mai mult, la un moment dat... A, nu, că aveam piciorul pe frână. Acum nu mă las. Eu mergeam destul de... Când am mers cu, și cu Corsa și cu Peugeot, mergeam foarte mult și apăsam, o țineam așa, și mai eram în drive ca să intre B-ul, și exact, mă mutam în B. Și mă mutam în board sus acolo, D, exact, și B. D și B. Și când mergi, vrei frânare mai puțină, ai pus-o în D. Vrei frânare mai regenerare mai puternică, o muți în B. Și se mișcă foarte ușor, ajungi să o folosești mult așa. Da, e foarte ușor de folosit. Și pe urmă mai era ăsta pentru conducere, dacă îi dai, sau cadrane. Are un, dacă schimbi modul de condus, nu se colorează pe jos, se colorează diferit, de exemplu. Era mai interesantă partea asta. Iar pilotul automat are tastele pe aici, dacă e și adaptiv, are funcția de distanță pe sus. Memoria asta e ca să sincronizezi cu limitele de viteză din indicator. Iar aici controlul vocal este extins pentru că ai navigație, deci poți să-i zici play song cu tare, dar mă rog, trebuie să te informezi un pic despre cum funcționează exact. Și rest infotainment-ul, derularea prin partea de ecrane. Pe aici, acolo, partea de lumini adaptive. A, uite, chiar a înregistrat. Aș vrea Hey Jude, dar nu am... N-avem licență. N-am eu melodia pe stick și nu o să o găsească. Și cam atât în linii. Are o grindă heliomată în partea asta de sus. Ceva LED-uri, măcar are LED-uri. Multe au încă filament. Da, știi? Da, și da, aia da, mi se pare culmea, e de din consum. Aia...
noaptea minții să ai mașină electrică cu becuri pe halogen. Exact. Măcar dă ochii lumii. Știi, astea la fel sunt normale pe aici. Butoanele alea care nu trebuie folosite niciodată. Dă exact. Nevoie și păi, să facem și o plimbare cu ea să vedem cum se simt. Bine v-am regăsit într-un format mai altfel. Prima dată că pun GoPro acolo și Osmo-ul e pus aici pe partea asta, îl vedeți deja în cadrul respectiv. Da. Hai să dăm o plimbare că o să revin eu cu un test de consum de autostradă, nu o să-l fac acum, dar țin minte că am avut de S3 sau poți să-l spui de fapt că l-ai făcut. Mă aștept cam 25? 23. 23. 22, ceva și după... Cel mai mult am avut la DS3 iarna cu toate alea pornite și avea 33, numai că afară ningea cu mâzgă și era altă rezistență la înaintare, era mult mai frig, dar Peugeot E208 vara tot așa, 23-25. La... Da, da, dar eu am avut și un mers, 23. 130. Ținut, 130, adică da. Nu... Da. M-am dus, am fost dus întors până la Ploiești, 22,5. Uite, altă chestie, ia să văd dacă tot am camera asta, dar nu cred că merge. O mică critică, uite, ea n-are camere 360, deci n-ar avea acum cum să vadă în altă zonă decât în spate. Numai că chiar și atunci când ai camere 360, rămâne pata asta. Și la prima activare a marșarierului, tu nu vezi în jur. Și abia când încep și deplasez mașina înspre spate, pata dispare pentru că camera începe și compune imaginea. N-aș putea să critic treaba asta la Corsa asta pentru că are doar o singură cameră de marșarier. Și are oarecum un, nu știu dacă să-i spun, lag, merge sacadată imaginea. Sau uite, în față nu mi-arată, da. Că nu știe. Adică n-are de unde că n-are cameră, numai că eu zic că merge... Îți faci treaba cu ea, parchezi, îți vede de sus, estimează barele alea de ghidaj. A, uite, dubele astea. Nu prea folosesc, nu știu, mie e greu să parchez cu camerele 360, mi se par prea multe informații. La câteva mașini sunt foarte mișto, de exemplu la BMW ai mod antiprost, îți ține minte ultimii 50 de metri pe care ai dat cu fața și îi replică cu spatele și asta e foarte tare la alei înguste, la chestii din astea. Și altele care sunt cu rezoluție foarte bună, dar... Nu aș înlocui ochiul cu da, alea, știi? Adică cumva... Îmi place tehnologia, dar parcă da, e bine parcă să te uiți. În... Să mai întâmplă un fenomen când folosesc camera de marșarier, dacă dau cu spatele și nu se activează pentru o secundă și două, am tendința să dau cu toate că eu nu văd nimic. Da, exact. De e treaba chestie asta, foarte de... ciudată. Și am condus în oraș, sediul importatorul este în total diametral opus București față de aici Băneasa. Respectiv este în, la ieșirea pe autostrada spre Pitești. Așa că am putut să iau tot traficul barbar. Și am avut un consum de 14,2 fără căldură. Ai consum bun. Și vreo 15,7 mi-arăta ultima dată, nu se făcuse 16. Când am mers cam 20 de minute cu căldura pornită. Dar nu simțeam estimări diferite, adică nu ți arată minus 40 de kilometri. Singura chestie când scade autonomia pe estimator e dacă schimbi modul de condus. De exemplu, când treci pe sport, scade cu 8 kilometri autonomia. Dacă o treci pe eco, se duce la aproape 302. Uite. Da, 302 km. Dar stai în cifre bune. Am reușit să scot consumuri mai mici cu Fiat-ul 500e vara fără căldură, modul perspiring. Da. Cu 12. Sherpa. Da, Sherpa ăla, exact. Modul Sherpa, da, da, da. Îmi place la ăla și faptul că cântă acea melodie. Deși la Tesla au dus-o mai departe cu melodiile. Că putem să fi de-a dreptul cocalat dacă poți ești. Poți să pui și manele dacă vrei. Exact. Da, la... Nu, dar e un consum foarte bun. E bun, adică trebuie să și o folosești cum trebuie. De exemplu, acum ai în drive. Și e păcat dacă, de exemplu, cobori o pantă să nu folosești brake-ul la regenerativ și să câștigi mai multă autonomie, despre asta este vorba. Și mașina, în orice mod ar fi, mie mi se pare că trage suficient. Adică acum, dacă apăs pedala la podea, se duce. Se mișcă, nu e wow, dar pentru asta o dai frumos pe sport și chiar se chiar mișcă dinamic. Adică simți toți cai, nu este o mașină slabă deloc. Singura care e mai drăguță, așa să zic, e Honda e prin faptul că e tracțiune spate. Și poate simți altfel, o simți altfel, că nu e vorba despre putere, ci vorba despre cum o pune jos. Dar clar, un ID3 sau o Kia e-Niro, e-Soul de 204 se simt mai dinamice. Dar repede nu folosești cifra aia.
Nu folosesc și sunt mult mai scumpe. Adică mie mi se pare da, că adică e cam 10.000, peste 10.000 plus. Că da, e și mai altă bine. Tehnologie, adică exact. Clar stau mai bine pe autonomii, per total, pentru că deja o mașină din aia, eu am luat-o și am fost la Constanța cu ea dus întors, adică am și cărat, am și pus-o la încărcat, e alt gen de mașină. Dar asta e strict urban. Este un entry, asta este o mașină entry level care poate, poate fi, să facă corect, da. Poate să facă drumul lungeric, poate să fie da, singura că mașină până pe la familie. Predeal acum, de exemplu. Da, putem știu, să mergem, putem care... să mergem până la Iași. Adică da. Dacă plecăm acum, o să ajungem, nu știu, la jumătatea drumului, nu știu, la Focșani, cum și acum, uite, hai să resetez consumul ăsta, unul, să nu zică lumea că, domne, unul făcut din trecut, să vedem cât avem la sfârșit. Estimez că o să fie un 21 la un mers mai neîngrijit, așa. Dar, repet, uite, acum, de ce nu aș merge pe modul sport, de exemplu? Pentru că tu mergi constant, mergi în linie cu traficul, deci eu nu fac niciun motiv de încetinel. Într-adevăr, dacă vrei să mergi mai pe grăbit așa și vrei să te baci punctual tare, nu o să fie bun modul eco. Dar vorba, eu da, testez dacă mereu pe sport eu ai las... exact același consum, da. Doar că răspunsul e mult mai bun. Adică, de exemplu, acum ai ești apăsat, pregătit. Pam, se întâmplă, ești pregătit știi? Să acționezi în trafic. Dar nu ești obligat. Ce am observat, de exemplu, față de Tesla și electrice care sunt SF high-tech, la orice marcă de electrică se simte stil cutie CVT, are o anumită pufoșenie în demaraj, adică neavând atâția cai, totuși nu poate să... Na, n-ai 3 secunde sunt exact. Dacă dar o Tesla are 8 și un pic, 9, ceva de genul. Adică oricum e mai rapidă decât termica, pentru că la electrică e mișto sprintul ăla, 0-30. Da, 0-100, adică pe care exact folosești ăla mult. Pe care îl pleci la... Da. Și îl folosești de multe ori. Și am observat o chestie... PSA tinde să folosească motoare de rotație mai lent, adică de exemplu comparativ cu Kia sau orice alt producător. Da. Dacă mergi foarte, foarte încet, crawl din ăla în trafic, da. Simți cum simți impulsurile electromagnetice din motor. Dacă ați rotit, de exemplu, o bormașină cu da. Antrena oprită, simți pasul motorului. Exact și la ăsta, dar nu e o critică, e doar o constatare și așa îți dai seama că se mișcă puțin mai lent. Da, eu cred că în trafic, deci dacă nu ești pe autostradă cu mașina asta, să o duci la 20 consumi destul de greu. Adică așa este, da. Că uite, acum, de exemplu, am 100 aproape și n-are până în 19. Exact. Adică ca să te duci la 20 trebuie să depășești limita de viteză încât să-ți se ia permis. Da, exact. Ajungi. O chestie deci ești asta, într-o limită da, destul de sus. Da, e care oricum nu... Nu, să... nu e ok, da, să ajungi. Și foarte eficient o să vezi că, uite, pe partea cealaltă vezi, avem un dita mai blocaj. Da, da, da. Să vezi acolo consum spectaculos, că să tot ating, uite, să mai s-au atins că... și la propriu. Uite, da. S-au atins și la propriu, da, câteva accidente. Mie mi se pare că e o mașină entry level foarte bună, care nu este doar o mașină de oraș. Deci poate să fie da, o mașină a unei familii. Amicul meu care mi-a dat-o prima dată la test cea argintie de pe canal, a văzut concedii multe. Și e mai bine antifonată decât termica și clar nu vibrează la fel, pentru că are un 3 cilindri, a cărui singură critică de dinamică mi se pare vibratul la relanti și tranzițiile alea de la 0 la 5 km pe oră când lucrează motorul să plece de pe loc. Deși cred că am greșit o chestie în prezentare, am spus că cutia nu trece pe liber când stai la semafor în drive. Totuși, azi dimineață când am lăsat-o, am sesizat că dispar niște vibrații după ce oprești brusc și ții frâna apăsată. Dar și la asta, mă enervează că n-are auto-hold. Da. Adică trebuie tot timpul să o scoți pe liber, că altfel pleacă înainte. Doar cu pilotul automat rezolvi problema aia. Și că n-are încălzirea în scaune, nu știu, nu am văzut pe niciun Corsa de la test chestia. Uite, aici e o metodă bună de a folosi acei cai, am nu știu cât, 60. Dacă vreau să fac o manevră bruscă de depășire... Chiar sunt curios. Parcă... Loganul nu cooperează. Da, a crescut un pic viteza. Aia putem să o facem pe partea alta, că nu știu ce coloană e în față. Pac. Uite, vezi, da. Adică imediat, exact secundele alea, 2-3, că de multe ori din ezitări pierzi, mă uit în trafic. Exact. Te uiți în oglindă și vezi un spațiu. Dar parcă te-ai băgat, parcă nu te-ai băgat. Și până chiar și cu termicul, 400 de cai, nu se jinește atât de repede, până reglează, până tot. Și ai pierdut momentul. Dacă ai s-a umplut secundă, o lungime două. De mașină acolo, tu nu mai poți să te bagi safe. Ori cu electrica n-ai problemele astea. Cu mașina asta mergi mult mai sportiv în oraș decât ai merge
cam cu oricare altă mașină, pentru că da, da. Ok, să spunem că avem un Porsche 911. Nu poți să mergi în regimul ăla de accelerație. Plus că iar dacă e mașină manuală și așa, nu, până își face, adică clar, asta e pentru că nu are, n-are ambreiaje, n-are viteze. Ea e tot timpul acolo, și măcar n-are pe liber. Ea exact. Nu există pe liber, e tot timpul cupla motorul. Exact. Adică mașina asta cu motorul oprit, dacă o tractezi, îi se rotește rotorul. Dar și ajuns la 15.8. Da. N-ai reușit, nu, chiar să... e ok, și mi se pare că a optimizat de când cu update-ul respectiv. Nu e nici foarte grea mașina. Da, adică nu are 2 tone, nu. Știi? Și are un 1561 ceva de genul. Pentru o baterie de 50 care sigur are 300 și ceva de kile. Cam atât are și da, bateria de bază la Kia. Mi se pare că e foarte, foarte ok. Da, uite, liniștea asta, știi? Adică n-ai nicio vibrație. Deci este, au și avantaje, oricum o dai. Este, este o senzație de mașină premium, da. Premium. Adică cu toate că suntem... într-o termică să ai nivelul ăsta de liniște e mulți bani. Da, exact, da. Exact. Deci, da. Ai antifonare peste tot, ai și tot felul de spume. Și de... e ce trebuie la partea asta. Da, dar acum că ne și iară ce mai îmi place, modularizarea accelerației. Deci e o mașină cu, de exemplu, la o automată clasică, relantiu este limita. Tu dacă vrei să mergi fără picioare pe pedale, nu poți să mergi altfel decât viteza ei de rotație. Corect. Stand, nu știu, 8 la oră. Cât o fi, dacă da. Vrei să mergi cu 6 la oră, trebuie să tot apeși frâna, convertizorul, ambreiajele, încerci să lucrezi. La electrică nu există așa ceva. Tu poți să mergi și cu 100 de metri pe oră, dacă vrei. Ah, da, corect. Adică asta nu m-am gândit. Cât ai pupat pedala, poți să fac chestia asta chiar aici, că oricum e bartai coada. Uite, am oprit complet. Și acum, relantiul ei e ăsta, știi? Da, când ai one pedal, da, într-adevăr, la mașina asta nu poți să modularizezi de atâta, dar poți să explic altfel. Între 7 și 10 km pe oră ai o infinitate de poziții. O infinitate când de ai poziții. Însă one pedal, ceea ce mașina asta n-are din păcate, cum ai pupat pedala de accelerație, mașina începe și se mișcă foarte încet și poți exact. Să mergi extrem de încet dacă vrei. Și mai e un lucru care trebuie știut, cel puțin. Fiecare tratează diferit partea asta de livrare a puterii. Da, dar am observat la parcări, de exemplu. Exact. Unele reduc și viteza și cuplu. Îl altele, fac prea moale. Îl da. Fac prea moale și atunci ai tendința să patinezi în anumite situații. Dar de cele mai multe ori la o mașină electrică ai viteză mică și cuplu foarte mare. Și când ești pe zăpadă, când e ești prea mult. Da. Poți să mergi cu 2 km la oră cu cuplu foarte mare și să treci peste orice. Ești foarte ușor. Da, adică n-ai nevoie să mai apeși pedala de accelerație. La borduri, la exact, astea, la borduri. Că se simte altfel. Depinde de... foarte mult de cum e setată mașina. Mi-e greu să-mi dau seama dacă asta și e ce au mai schimbat este feeling-ul direcției. Pentru că este electromecanic, e vorba de setare. Adică are o tărie plăcută pe mijloc când dai. Și nu mi se pare că are puncte moarte. E o mașină stabilă, oricum are anvelope late. Poziția e una mult mai lată. Aici, de exemplu, uite cum scade vizibil consumul. Dacă continui exact. Trendul ăsta fără pedală, cobor din nou la 15, uite, 15-8. 15-7, adică, da. Nu, e foarte greu să o duceți. Și traficul real al României ăsta este. Adică deja da. Eu îmi pun problema că pot să-mi optimizez filmările, pot să simulez un trafic de oraș urban aici. Da, pentru da, că da, e bară da, la bară, da. Deci la ora 6 după amiaza vinerea. Aici este modul Vadim în da. Mașină, deci înjură fără să repete oamenii, accidente, chestii. Da, uite, aici mai văd o chestie mișto care ar putea fi făcută în viitor, sigur s-au gândit la asta. Acest autopilot, să zic, la orice firmă, o să facă lucrurile mai sigure, pentru că elimină timp, ăștia morți și ideea asta de da. Că stai pe WhatsApp, pe telefon în mers, ceea ce, da, nu e moral, dar mulți oameni fac. Și exact secunda aia cât tu nu ești atent, Atunci se întâmplă sau atunci tu te înfigi în frână și creezi efectul de râmă, frână de aia care se exact. Face coadă în spate. Autopilotul știe să comunice cu mediul altfel și poate, de exemplu, să observați în statele civilizate, chiar și în Istanbul, de exemplu, ai cozi mult mai dense decât aceasta și totuși mașinile curg, nu stau. Da, se mișcă. Adică nu se merge blană, frână, iară blană, ăla nu așa, o lasă la 10 la oră, dar curge tot. Asta da. Este uite aici avantaj. Ne-am oprit, vezi? Adică aici, da, e un accident care a fost mai în față și... era de așteptat. Da,
păstrezi distanța, mergi constant, totul curge. Și în Paris am auzit că au băgat 30 de km pe oră limită în oraș, în ideea de a fluidiza. Poate să o pună și la noi, că noi oricum cu asta. Și altă problemă mi se pare partea asta de zigzaguri. Foarte multă lume face de astea, se bagă pe toate, dar tot acolo ajunge. Adică mai bine îți ții banda și... Câștiguie minim, câștiguie da, minim. Da, o lungime de mașină. O lungime de mașină, da, atât poți să sau e regula aia, știi, dacă pleacă un turbat ăsta de la Predeal spre București, te întâlnești cu el în coadă, știi? Da, exact, ceva mai târziu peste... O să peste... ai oricâți cai, știi, adică n-are... Nu, nu, adică uite, eu nu sunt fan mașini electrice pentru mine, nu am nevoie că nu fac atât de mulți kilometri și în general merg extraurban, concedii, chestii și de-aia mi-am luat o mașină de fan ieftină, n-am avut buget. Dar nu pot să nu observ și avantajele care sunt și cumva dacă ești un utilizator mai conștient așa, poți să ai foarte multe avantaje dacă, interesante. Știi? Dacă îți place să mergi cu adică mașina... Adică mă gândeam, tu nu cred că prea plătești curentul pentru mașina ta. Nu, nimic. Adică nu, momentan Tesla Supercharger e fără taxă. Dar... Tesla Supercharger e fără taxă, dar nu, nu e neapărat asta problema. E că poți să încarci acasă, poți să încarci la țară, la bunica când te duci și în alte locuri, la deci jumătate pic, de da, da, da. Câte și puțin la, da. Și la jumătate de preț decât ai face la o stație rapidă pe bani. Deci a, să presupunem clar, da. Că toate devin și pe cumva... bani. Dar asta e important. Și ar trebui să devină toate pe toate, bani. Exact. Pentru că ar fi infrastructura mai bine întreținută. Exact. Adică... Să presupunem că toate au devenit pe bani. Și facem comparația cu combustie. E ca și cum dacă te duci la benzinărie, cumperi litru cu 8 lei. Dacă îl iei de la tine de acasă, îl iei cu 4 lei. Da. Că e același lucru, cam la jumătate da, 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 de preț. Da, da. Iar dacă ai norocul să aibă vreun prieten, vreo benzinărie între ghilimele, să aibă niște panouri, te duci și le iei pe gratis. Deci ideea că măcar ai perspectiva că ai putea să încarci foarte ieftin, e un avantaj. Și când mă duceam la țară la bunica, mă duceam și băgam mașina în priză. Uite, normală. Cu Corsa, mi se pare că și-a făcut stație cu vânzare, știi, a făcut un contract cu ăștia și vinde da. Cu un leu și un pic sau un leu, ceva de genul. Da. Și oricum eu o puneam, că mi-o încarc pe a mea, dar când nu sunt acasă, why not, știi, să fie... Și e mult mai simplă electrică infrastructura. Și, da. E mult mai simplă infrastructura. Infrastructura ar fi problema, adică... E simplu de făcut. Știi, suntem în punctul ăla în care, gândește că o stație de încărcare Type 2, pe care ar putea să o găsești la o pensiune, la un hotel, costă în 300 medie, de euro. Hai să-i spunem 500 de euro. Că o și instalezi, da, nu știu, am văzut poate că mulți, inclusiv PSA, vinde stații din astea contra Costa sau Volkswagen, exact. Dar sunt cumva mai scumpe decât dacă le-ai luat. E normal, da. E cu sigla lor, e mai frumos da. Făcută, e mai împachetată. Da, am văzut că găsești pe, și pe EMAG, da, exact, e da. Cablu roșu și albastru. Exact. Da. Dar este la fel cum era cu Wi-Fi înainte. Te uitai pe Booking sau pe ce era și sunai înainte și întrebai, aveți Wi-Fi? La hotel, aveți la benzină, aveți? E, acum sunt și întreb, aveți stație de încărcare? Da. Nu contează că și plătești curentul ăla, că ți-e da, convine, da, da, da. Îți plătești curentul, adică, dar lasă-mă peste noapte să când încarc. Am mai testat mașini, de exemplu, am preferat să încarc de la cuplată și aici apare critica, că mi se pare da. Ipocrizie să critici ceva moca. N-ai cum. Fira, bă, tu nu mergi de frate. La Lidl, că nu știu, frate, e moca, adică de ce critici, știi? După ce cu omul îți dă curent, îl mai și critici. Exact. Și da, când e cu bani la renovație, de exemplu, am avut niște experiențe neplăcute. Am avut mașini cu card făcut și mi-a luat 9 stații ca să reușesc să o încarc. Adică da, inclusiv se oprea. Eu am stat în mall o oră jumate și am găsit, se încărcase doar 3% față de cât am pus-o eu și Type 2-urile nu mergeau niciunul. Și la Kaufland, de exemplu, liberă stația salvată, programată, să nu fiu umeltean și așa, nu mergea. Și era ai cuplat, adică acolo da, aș critica, știi? Și se poate mult mai bine la nu, dar, dar mulți am înțeles că au probleme cu stațiile astea la modul... Mulți au probleme, noi avem o altă problemă, nu avem toate rețelele mari importante în România. Ionity și... Nu avem Ionity, da, și aici e o discuție, dacă vrei putem să o facem separată, că e foarte lungă. Știu că ai abordat tu recent. I-am abordat, da, și... Am fost singurul din România care a abordat și am primit niște răspunsuri. Poți fi interesant să da, le vezi. Da, da. Nu le-am făcut încă publice, dar am zis că le facem publice, păi da, dată și le discutăm. Dezbatere. Deci e doar o chestiune de, da, uite ce se înfige. Da, adică nu mi se pare că e suficient și da. De asta te gândești cu electrică aparent anemică, adică deci are... n-ai reușit, ești la 15-9. Da, 15-9. Și am mers de ca ăștia, adică nu poți să zici că am mers. Ai mers mai repede, da, decât mai repede de fapt decât tot. Da, ajungi la testul ăla. Și să vezi că acum până ajungi, până ajungi în parcare o să mai regenerezi ceva, cred că te duci la 15. Da, adică și mă uit,
că consumul chiar are o rată de recuperare foarte bună, pentru că cifrele se modifică plus minus repede. Da. Adică, uite, iar. Felicitări. Ia. Ajungi la 14-9. Da. Da. Nu, e chiar ce trebuie. E greu să o duci la 23 pe asta, la 20. Chiar, deci... adică alte nemțești? Nu cred că poți să o scazi vara, uite, și într-un durmanul. Stil bezmetic și uite și o coloană. Da. Că probabil nu e nici atât de grea și uite, că la multe mașini ai multă remorcă în spate, știi, care înseamnă sisteme, chestii. Uite, în oraș, premium, vara, eu nu cred că poți să scazi mașina asta, sau 9 luni pe an, poate iarna, dacă stai cu căldura. Ce mi se pare bine la ele, mi se pare că sunt și izolate termic bine. Adică poți să mergi fără să ai nevoia de climă, că ea nu se încălzește mai rău de un nivel. Adică acum, de exemplu, fiind neagră pe plafon și afară mai rece și soare, n-am simțit nevoia să dau drumul la... Deci e pornită? Nu, e oprită. Nu, e oprită. Ideea e că nu sunt diferențe. Adică, de exemplu, acum dacă dau pe auto cu 24, să zic, nu scade vizibil. Nu. Însă am descoperit o bubă, nu la asta, la DS3, țin minte. S-a întâmplat, uneori băga rece. Adică avea o sincopă între cald și rece, cred că modul în care oscilau circuitele pompei de căldură. Asta câteodată am pățit-o și la băga, mașini. Da, deci e cumva, eu gestionez, pentru că ele n-au motor termic care să facă, deși căldura și frigul trebuie produse. La termică, căldura e tot timpul acolo și sistemul ia antigelul și ți-l bolborosește acum, e prima acolo, dată, știi? Acum e prima dată când spui treaba asta, că îmi dau seama că am pățit lucrul ăsta la multe mașini electrice. Deși aveam 24 de grade setat, mi-era frig și venea rece pe alea și am înțeles că Kia a avut o situație similară și le-a făcut update de soft. Să știi că dacă luăm mașină, cred că și la Tesla puțin treaba asta. Se întâmplă, am două setări. De, da. Am setare, fie las căldura pornită, când se face prea cald, o opresc, nu o las constant. Da, adică pentru are undeva face... între, la un 22-23, exact. E ba prea rece, ba uneori cald. Acum am realizat chestia asta, e dreptate, poate să vină din octovalvul ăla din pentru că pompă. Sunt, da, știi cum e, dacă și înțelegi sistemul, altfel e critica. Da. Băi, oamenilor, asta a fost super. Treaba, eu zic că... Îmi propun ca de acum toate electricele astea pe care pot să le țin mai mult de o oră să le facem împreună, că ies discuții mai ample. A fost poate mai lung materialul decât trebuia, adică mă uit, testul ăsta a fost 21 de minute și prezentarea statică vreo 40 de tot clasicul meu de o oră. Tot, dar pe parcurs le putem optimiza, adică nu cred că, de exemplu, dacă reprezint anumite mașini filmate, n-are rost să mai fac interior, exterior, toate cele și... Oricum, te invit să prezentezi și Tesla. Da, urmează, punem astea la 2022 și... Din aia, cum mie îmi place cum se numește cu totul, știi că sună Conte din ăla, știi că e Tesla Model 3, exact, all-wheel drive, performance pack, nu știu cum, 2022 plus. Wheels, 2022 plus, da, cea mai nouă, cum zic ăștia la noastră. Pe 14,7, deci asta este rația stoichiometrică la 14,7. Benzină cu aer. Știi, da, da, adică nu, chiar n-ai ce să-i reproșești. Și uite, stai, că mai aveți și traseul 2, care înseamnă parcursul total de când am luat mașina, 15,2 ăla, foarte adică mașină. Cu tot cu oraș. Da, e... Cu încredere se confirmă că e ok. Și dacă mi-aduc bine aminte, mi-a scris pe Messenger amicul că i-am dat seria de șasiu și zicea că caută niște chestii interesante. Ia să vedem. Are update făcut versiunea 22.22 și 2022. Are, n-are încă finalizarea de vânzare realizată, că nu e o mașină cu proprietar. Deci are onboard charger MOSFET update. Așa, conformitate. Și au mai avut o rechemare rezolvată pe ceva pe aici, da. 29 ianuarie 2021. Fabricația. Da, mișto, asta e chiar din modul de service. Deci se vede clar că e autonomia mai bună la ele și. Da. Păi, asta a fost. Sper că v-a plăcut. Ai în zona de comentarii și neapărat intrați pe canalul lui, pentru că o să vedeți în primul rând și niște discuții. Eu le-am urmărit pentru că recunosc, nu sunt foarte în temă tot timpul cu partea de lume electrică și mie mi se pare interesant la tine că ai luat contact cu diverse business-uri. Da, indivizi, da. Care indivizi. Au ceva de zis și normal că e un canal din care poți să afli treaba asta, că și eu la rândul meu urmăresc și citesc publicații, că nu suntem născuți a toți știutori. Și exact. Oricât aș fi eu priceput pe partea tehnică detaliere, nu strică să mai deschid un pic peisajul, să aflu niște chestii. Și așa
Mie mi-a plăcut la tine că nu ești de la habotnic, fanatic, știi? Adică tu ți-ai luat electrică pentru că ai văzut o oportunitate în asta să se potrivea pe nevoile tale. Că sunt convins că dacă în alt context nu era ceva, n-ai fi luat. Adică nu cred că ți-ai luat Tesla pentru design neapărat. Sau... Nu, pentru pachetul primit. Asta a fost, da, e pachetul primit. Eu sunt pasionat de mașini, de mult. Adică nu... Am avut diesel, da, înainte. Da, și știu că adică parcă știi că ai făcut și karting. Am făcut karting când eram mic, participam adică în competiții. Da, pe circuit. Na, și se pare interesant că ai avut electrică la bloc, ceea ce foarte puțin oameni au testat. Da. Știi? Dar face parte din, dacă ești pasionat de mașini, ești pasionat și de evoluția lor. Păi asta zic, mie mi se pare tare. Adică, de exemplu, la o asemenea mașină, calibrarea sistemelor, servodirecțiile. E super interesant. E mult mai dinamică. Ăsta, mă uitam la Tesla, repartiția cuplului pe care o dai din race mode. O chestie pe care o mașină termică nu are. Mie îmi place la tine foarte mult că explici partea asta tehnică și de care e mare nevoie, pentru că am văzut mult prea multe prezentări de genul să oprim radioul ca să ajungem la destinație. Păi ce, poți să ții radio pornit? Deci e am făcut și... eu test și au făcut test mai mulți. Uite, exact. Cred că Luci s-a jucat în Honda E o oră cu PlayStation conectat, alimentat de la 220 mașini și a scăzut 1% baterie. Dar asta mi-arată că oamenii care prezintă mașini aceleași 0-100 sunt foarte, și sunt foarte superficial pe partea asta și au impresia că dacă opresc radio-ul o să ajungă... Da, că văd și un comentarii din astea, și atunci zic, e ca și cum ai șterge mașina de praf ca să ai aerodinamică mai bună. La Q4 e-tron, dacă porneai clima, avea autonomie mai mare. Da, am văzut eroarea. Și am căutat chestică și practic nu este eroare, pentru că clima, pompa când pornește, încălzește și bateria și în situația aia de frig îi dă încă o 10 km de autonomie. Prin faptul că ea produce... E o chestie ciudată, să spunem, la baterii. Da. Cu cât temperatura exterioară este mai mică și puterea cu care trage mai mare, scoți mai puțină energie, scoți mai puțină energie din el. De grădină când îl gâtui. E ca și cum rezervorul de benzină ar varia, ar crește și s-ar micșora și ar crește în funcție de cât de tare tragi din el. E e interesant asta. Dezbatem în podcasturi viitoare. Până una alta, vă urăm la revedere.